Deci o să rugăm să intre Rin, dacă se poate, da? Începem cu numărul 6, domnul Roba Nicolae, numărul 8, categoria Vița, de la doamna Toria Elena, numărul 9, tot categoria Vițără, domnul Ian Ali, domnul. Și numărul 10, tot de la domnul Ian Calin, e vorba de o vacă în primii pară. S-au tras una de mână, domnul Roba. Este cu tracțiune băligoasă. E, numai doi văd că mere, vezi? Da, nu e așa. Da. Până ce intră toată lumea în ring, o scurtă prezentare. Vreau să mulțumesc cu această ocazie prietenilor mei, domnul primar Privescu, Alexandru, pe care îl știu de o viață, și cu domnul doctor Părică Teodor, niște oameni dedicați său și suflet acestei zone. Mă numesc Danuț Daniel Ioan, sunt practic, cea mai mare parte, cred că din animale care le vedeți astăzi în ring, sunt și produse. Avem o prezentare frumoasă, ne-a dat Dumnezeu o vreme frumoasă, astăzi nici prea cald, nici prea rece, oameni mulți, lume puțină. Haideți să o facem frumoasă, dacă se poate. Prima categorie care o să vedeți în ring, o să vedeți... Vedeți că e un pic mai mânânțat, e foarte posibil să fie dintr-o vacă mai măruntă, asta e una dintre variante. Mai ia uitați-vă între ele, puteți la numărul 9, puteți la numărul 10, aproximativ de aceeași vârstă. Vedeți diferența între ele. De obicei vârsta asta, și cum ați întreținut-o, poate să spună, de fapt, foarte multe despre proprietate. La rasa asta, care se numește rasa bălțată românească de tip zimental, animalele junicele se dau, vițelele se dau la reproducție la vârsta de 16-18 luni. Problema e în felul următor, oameni buni, că se poate din cauza furajării slabe a unei pășuni proaste sau unei perioade secetoase, ca la vârsta de 16-18 luni de zile să nu îndeplinească criteriul de greutate. Adică ea să fie bătrână, dar să fie mică. Deci, din această rasă, junicile nu ar trebui să fie însămânțate la o greutate sub 350-400 de kilograme. Ori, eu sunt căsătorit cu Stădeal de la dumneavoastră, în Turiuțul Alba, aproape de Câmpeni, și știu că politica era în zona de munte, la 2 ani de zile vaca trebuie să fie cu vițelul sub ea. Acum, având în vedere faptul că durata gestației nu poți să o scurtezi nici cum, nici măcar doctorii veterinari nu au reușit niciodată să coboare sub 9 luni jumate, nu uitați, gestația la vacă e 285 de zile, nu 9 luni de zile, cum știm mulți, de două în graște, de 2 săptămâni până ce poate vacă, nu? De 285 de zile. Cu mici diferențe, să știți că mi-am făcut lucrarea de diplomă pe treaba asta și sunt vaci care mână gestația până la 305 zile. De obicei, vacile care sunt fătate mai multe ori au tendința să o lungească, băuții au tendința să lungească gestația cu 2, 3, 4, 5 zile. Gemelarii, care se întâmplă odată la 20 de vaci, au tendința să scurteze gestația pentru că nu mai încape în vacă vițelul. Și vițelul cel care determină când fată vaca, nu vaca, să știți. Deci, 350-400 de kilograme. Dacă vreți să aveți animale ca lumea, nu le însămânțați vârsta de 16-18 luni de zile, nu sub 350-400 de kilograme. Clar, treaba. Eu cam la 16 luni de zile începe să schimbe primii dinți. Teo, dacă se poate, zi tu mai mult, eu țineam că trebuie să mă duc să facem clasamentul, că văd că vacile reușit. Eu am multe de zis, dar o să rog pe următorii proprietari să se pregătească cu următoarea categorie și ultima, adică vaci, multipare, mai multe fetări, în ordinea numerelor
Se pregătește robarul vin cu numărul 1, 2, 3, 4. Are mai multe știri, cel mai bine. Are printre cel mai multe din satul Măgur. Dacă îi plac, nu avem ce face. Ca o mențiune, prima dată când a venit medic veterinar în Măguri, în 2014, am ajuns la el, în campania de tuberculinare. Și povestind la o cafea, îi spun, vine tu peste 5 ani, o să dublezi vacile. Face taj, nu vorbi din asta. Pa, uite că am vorbit și s-o adeveri. Și sper că și la alții să ia minte, să îți dea seama că merită, dacă ai și respect cele trei principii, casă, masă, rasă, care sunt sfinte. De aceea câțiva dintre proprietari au văzut anul acesta, iarna aceasta, suplimentul de furaje a contat foarte mult la producția de lapte. Pe lângă fânul de munte, care este puțin mai slăbuț ca și fânul de câmpie, trebuie să recunoaștem, dar mai valoros în alte substanțe minerale și calități, face diferența, de aceea trebuie suplimentat. O să rog atunci pe Roba Rovin să intre cu primele 4 vaci, dacă este posibil și are ajutoare. Și o să vă rog să îi aplaudați, să îi sprijiniți. Pentru că nu e o muncoșoară, se trezești în fiecare zi la 5 dimineața, noaptea să mergi când poți, 9-10 după vaci. Și eu am fost crescător de vaci, mai am vaci, am crescut de mic cu vaci, știu ce înseamnă. Nu sunt străin de acest lucru. Așteptăm așadar pe domnul Rovin să intre cu vaca numărul 1 în ring. Animalelor sunt specialiști. Ești cel mai bine cu ce se mănâncă. Mulțumim cu dată sponsorilor Curaje Norvaticom SRL de la Ponțida, Cooperativii Agricole Someș-Arieș și stațiune cercetare Sentez BVN Tofalău, Târgu Mureș. Domnul Rovin, aveți onoarea, prima băcuță în ring, multipară. Nu au fugeri mare, au fost multe de dimineață. Văd că are nevoie de un pic de schimbător, de trept, de reductor. Dar începe să are emoții. Trebuie să fie proprietar. Tot de la Roba Rovin, o văcuță, altă conformație, altă structură. Dacă vă uitați la linia animalului de la cap până la coadă, nu are ieșitură, nu este lăsată de bazin. Numărul 3, tot al domnului Rovin. Văd că prima o sparg gheață. Dar dacă nu îi sparge gardă. Vă rog să aplaudați. Merită, sunt animale frumoase. O să dăm un premiu special pentru viteză. Urmează și a patra văcuță, acum o să o aducă și următorii proprietari. În total, anul acesta sunt 11 cape de bovine prezente la concurs. Sper că anul viitor mai mulți crescători să-și facă curaj și să nu mai zică că eu n-am vată de concurs. Ba, ai, tocmai de aceea e concurs, se face de partajare. Fiecare crescător știe ce vacă are în grad și care e bună de lapte, fără doar și foarte. Vă știu la toți toate grajdurile și fiecare cam ce aveți, nu 100%, dar cunosc. Da, stăm și în grabatra.
și se pregătesc ulterior. Ultimele băcuțe. Vaca cu numărul 4, tot roba Rovin proprietar, de pe la tifulia mare cu moci. Îi plac, dacă ne-ar plăcea, se moștenește și în familie, copiii am văzut că sunt dedicați și nu numai a lui, sunt încet, încet copii care îndrăgesc animalele și cai, într-adevăr, dar și vacile și sper ca pe viitor să dea satul sau comuna un medic veterinar care să rămână aici. Așa că, dragi părinți care aveți copii de clasa 8-a, clasa 12-a, nu ezitați să îndemnați spre studii superioare în domeniu. Zootehnie sau medicină veterinară. Va intra următoarea vacă proprietar, roba Micușor. Comisia analizează, sunt atenți. Am uitat la numărul 1 care a ieșit acum din ring. Eu văd că care nu prea s-o îmblat, am zis că e un pic temperamentală, dar vreau să vă spun câteva lucruri pentru crescători, cei care vor să audă, cei care nu au decât. Ați văzut că are niște vene pe burtă, foarte groase și foarte încălcite. Alea sunt semne pentru vacile bune de lapte. Să știți că lapte la vacă vine din fapt din gură, în primul rând. Ceea ce a spus Teo e 100% adevărat. Masă, rasă, casă. Așa se trece, iar pe care este stăpânul lor. Care la mine e o minie și de treabă, nici vaca lui nu va fi de treabă. Aici, dacă vă uitați la vaci, cum e vaca, așa e și proprietarul, la fel, o să fie și la care o să vă spun că laptele la vacă se bagă pe gură, dar de acolo înainte, o vacă bună de lapte trebuie să fie o vacă mare, o vacă adâncă, să aibă pieptul larg și să aibă vinele astea de pe burtă. Uitați-vă la ele și la vaca asta, la numărul 5. Ea e, cred că e aproape de înfărcată, după cum o văd eu. Așa e gestantă în șapte luni. Dacă e vacă bună de lapte, uitați-vă ce vine groasă la vacă. Deci laptele la vacă se bagă pe gură, dar vaca, la rândul ei, ca să aibă lapte, trebuie să învârte foarte mult sânge. Deci laptele scoate sânge de vacă, știți asta. Și atunci, vacă bună de lapte, trebuie să fie cu pielea subțire. Cum vă dați seama că pielea subțire la vacă? O vedeți că e rea de muște, stă destul de rău pe pășune. Uitați-vă pe gâtul ei și vedeți că cu cât e mai creață pe gât, pielea e mai subțire. Asta vă spun. Nu vă uitați la lungimea cozii. Asta a fost o poveste mai de mult. Vacile cu cât aveau coada mai lungă, zice că erau mai bune de lapte. O trecut vremea aia, nu mai e valabilă, să știți. Da? Deci să aibă chiar o subțire, să aibă ungerul mare și să aibă venele alea foarte, foarte puternice. Așa e vaca bună de lapte. Încă mă spunea un crescător vechi și aici vă rog să fiți public adresa. Sunteți în zona de munte și laptele principal se obține pe perioada de vară de pășune. Atenție mare! Vaca bună de lapte, după ce ai dat drumul din graj, pune botul jos și începe să mănânce. De foarte multe ori, vaca bună de lapte merge separat de celelalte și caută lucrurile cele mai bune cu iarba cel mai bună și mâncă, mâncă, mâncă. Deci o vacă bună de lapte trebuie să știe să mânce și să rumece și să dea lapte. Nu să se umple cine știe pe unde, să vadă pe unde sparg gardul electric, să vadă cine o trecut pe drum. Aia nu-i vacă bună de lapte. Asta nu să vă spun încă ceva. M-am spus despre ugeri, dumneavoastră ziceți pulpă, ugeri zice în mod normal, să știți? Vaca are 4 țâță, n-ar trebui să aibă nici 5, nici 6 și apoi cele 4 se funcționează. De foarte multe ori, la cei care nu s-a teams, răscături. Îți rog pe doamna Bodea Silvia să
intră și ea cu văcuța, numărul 11, în rin și ne numim de nou microfonul din cinci. Doamna Bodea Silvia, vă așteptăm să faceți cură cu văcuța. Are curaj, îi mulțumim, printre puținele femeie mai învârstă care încă țin la văcuțe o gospodărie mică, dar nu renunță. Vă invităm la mine. Vă spuneam despre ugerul la coacă, foarte important, unde puteți să greșiți în oameni ca și investitori. Să nu vă lăsați seama la tinerii și să le lăsați și în unele cazuri să vă adică. Puteți și vă puteți trezi în situația în care atunci când să nu insulteți copiii care s-au făcut la tinerii. Din cauza că asupra o altă boacă probabil sau viția, și fără să le dați seama, și dacă insulți, ce se întâmplă? Auzi de mult și s-ar putea... Aici ai la altul, nu se supără dacă le zici. Nu mai de lapte niciodată. În unele cazuri își devine, în altele nu. Și atunci vă treziți cu un animal tânăr care dă lapte din 2 sau 3 țâțe. În cele mai multe cazuri, o parte din lapte se și stăpâneau celelalte sfârcuri și compensează vaca într-o oarecare măsură producția de lapte pierdută. Dar, din toate asta o să vedeți de foarte multe ori că la tineret se pune inel în las ca să nu se sugă, mai ales atenție mare la cei care îl lăsați pe pășune. E o chestie, e un tic, e un obicei prost, așa cum este și la oameni obiceiul fumatului sau obiceiul băutului. Cel care le practică niciodată nu zice că e rău și niciodată nu zice că nu s-ar putea lăsa, doar că nu se lasă. Da. Cam așa și cu vacile. Deci cele care se sug între ele, e bine să le puneți în ele nas și dacă nu reușiți nici cum, sub nicio formă să le dezobligiți, eu vă recomand să le lăsați la alții mai vrednici decât dumneavoastră și cu părere de rău, da? Mai vreau să vă spun un lucru, o vacă bună de vacă trebuie să stea în picioare, amicu. Mai ales aici în zona dumneavoastră, uitați-vă, a urcat destul de mult din fericire, majoritatea a urcat cu mașina și nu pe jos. Dacă trebuie să urcăm pe jos, nu știu cât mai eram pace. Deci o vacă bună de lapte trebuie să aibă picioare bune, picioare puternice. Cu cât e mai închisă pielea la culoare, cu atâta unghia vacii mai slabă, să știți. De cauza asta, negrele, spojite, nulle, nu au ce se caută aici la dumneavoastră. Deci aici, la dumneavoastră zona, trebuie să fie vățată, e o rasă mixtă, de lapte, carne, și atunci, indiferent ce vă facă vacă, acolo vă facă un nițel, e bani, dacă o fată obicea, dar e o meserie grea, e o meserie care te alege ea pe tine și nu tu pe ea, e de fapt un stil de viață. Să știți că sunt oameni care și să le dai bani n-ar renunța la vaci, iar alții să le dai bani și n-ar ține vaci niciodată. Așa e. Nu mai durează mult și vom încheia concursul de la Bovine. Vom, după care va continua concursul de frumusețe la Cavaline. Nu facem înscriere, va fi un reprezentant al organizatorilor la intrare și acolo omul își va spune numele, și, numele lui și numele calului sau a iepei și va face o tură prin ring. Deci nu va fi. Cine dorește să-și pregătească deja, vă rugăm frumos calii pentru a intra în ring când vă anunțăm. Și în continuare este deschisă urna pentru tombolă, pentru mânzul care se va acorda ca premiu după extragere. Vă așteptăm să vă luați bilete. Printre altele, avem și un stand cu producători de aici, de la noi, din sat. Cei care nu sunteți din localitate, nu-i cunoașteți, dar vă rugăm să poftiți. Standul se află în fața mașinii de pompieri și acolo veți găsi produse naturale care au fost făcute din laptele de aici, de la văcuțele care le-ați văzut în ring și restul de sute care sunt pe pășune. Sunt produse naturale, sunt foarte gustoase, sunt făcute fără chimicale, deci vă așteptăm la stand să degustați din produsele noastre.
Poți să filmezi un predic ai să se... Adi, vă salut! Ce faceți, băieți? Când ați ajuns? De vă două ore. Vă place aici? Bilete la tombolă v-ați tras? Imediat. Uite aici, doamnele noastre... În aer curat aici. Doamnele noastre foarte frumoase de la munte. Să vă dea noroc, știți? Așa. Și să duceți cu cal acasă. Eu o să-l duc. Să merem în ochii 2 cu 3. Auzi la omul ăsta? Doi, sau eu cu 2, sau ei cu 3. No. Da, mă, îți place de Vlad așa? Da, da. Mă uitam cu Vlad, mă uitam cu Adi la tine, că m-am cazat la el într-o noapte. Faci, hai să ne uităm la Vlad. Și apoi râdeam acolo, împreună, ioi. Deci, să mai facem filme cu Vlad. De ce? Nu. Cu ei. Toți. Da. Relaxare. Primarul să înmâne diplomele. Domnul inginer. Cine a câștigat? Domnul inginer Alin Hostu la Cooperativa de Polsă Mășarineș. Cine a câștigat? Că n-am auzit. Mai ziceți o dată, vă rog. Câștigătorii, repetăm. Locul 3 la categoria vițele, Ian Calin. Locul 2, Todia Elena. Și locul 1, Roba Nicolae. Îi felicităm, vă rugăm frumos aplauze pentru ei. Rămâneți în ring, nu plecați. O să vă las și sacii. Și trecem la categoria multipare, adică vaci pătate, mai multe lactații. Mențiune, Odia Silvia. Doamna Silvia, vă așteptăm în ring. Un sac de furat din partea sponsorului. Roba Nicușor, mențiune, un sac de furaj. Roba Rovi, mențiune, la fel un sac de furaj. Așteptăm în ring. Și începem... Dar mai țineți minte numărul. Să facă din nou un tur de frumusețe, exact, o să vă reamintim condițiile. Începem cu premierea pentru vaci ultimare, ediția 2023. Pe locul 3, Roba Rovin, 2 saci de furat cu vaca numărul 3. Pe locul 2, tot Roba Rovin, cu vaca numărul 1, 3 saci de furat din partea sponsorului. Și pe locul 1, la categoria multipare, anul acesta, Todia Elena, vaca numărul 7, va primi 4 saci de furat. Todia Gabriel. Felicitări! Cât timp ai mănâncă aia? Anul viitor, cât timp bagă să dubleze numărul de participanți și de vaci. Dacă-i dai. Și de saci. Dacă nu te poți ține și doi ani. Iar acum, vă rugăm, câștigătorii de la categoria multipare, vacile 7, 1, 3, adică locul 1, 2, 3 și locul 1 de la categoria vițele, adică domnul Roba Nicolae, le facem un tur. Fiecare pe rând, încep domnul Roba Nicolae, fiindcă e important să nu se întâmple ceva. Iar unul dintre membrii comisiei... Mulțumesc! O să vă rog să vă pregătiți la o distanță relativ de 10 metri între voi, faceți un rând, iar un membru din comisie vă rog să priviți într-un metru. Și dumneavoastră veți decide anul acesta cea mai frumoasă bovină în funcție de cât timp veți aplauda, cât vă țin palmele și cât de mult vă place. Da. Acum, dacă era vacă, vă puteam să aplaudăm. Domnul Roba Nicolae va intra cu... Dacă nu e a noastră, te aplaudăm. Vițeaua cu numărul 6, locul 1. Todia Gabriel cu vaca numărul 7. Roba Rovin cu vacile numărul 1 și numărul 3. Probabil.
Nu vă stresați, fetelor. A intrat domnul Roman Nicolae, dăm drumul la cronometru și aplaudați. Da! Vă rugăm aplauze. Dacă vă place sau nu, cum te iubiți, de mult vă luați acest animal. Premiul special este o vizită din partea cooperativei Tom Bejalier. Apoi, stați clar cu bătutul din palme. Stimați participanți, ne vați să vă gândiți la acesta cea mai frumoasă. Nici nu a putut da drumul la cronometru. Nu? Păi nu a putut da dacă nu aude niciun aplaud. Aplaudați, care nu place. Aplaudați, dar să vinem vaca, n-am putut. Bani, fii atent ce corne. Drept în sus, ca paratrezi. E gata, asta umblă după tău. Ai văcute, ai văcute. Vă rog frumos, așteptăm de Gabriel. Dăm drumul la cronometru. Vă rog frumos, aplauze. Hai, corte! Nu mai frumos. Merită fiecare minute pentru noi, nu facem departajări, nu ne cunoaștem, nu cunoaștem, vreau să ne hotărâm tabul acesta. Fiecare are o părere, o opinie, așa e în democrație. Ne place să ne place. Vă rog frumos, aplaudați. Piciorul tânăr. Poate ai desulat numai că... Aude cronometrul mai aici. Dar fuge, nu știu. Are timpul, că e tânăr. Aplauze, domnule. Toate sunt cuminți, dar pe ea o și socializat-o mai tare, știi? Următorul, domnul Rodin, rog frumos. Așa se urcă mașina aia? Păi o socializat-o, mai adus-o, adus-o. Da, cronometru. Vaca Jurli, așa o să botezăm. Aplauze, mă rog frumos. Mai cu viață. Are emoții. Are emoții, plăcută. Altă viață. Merg aplaudă și pentru un genunche. Se apleacă în fața noastră. Știu că nu avem de tare până la căluț, dar nu mai este mult timp. Între timp, pentru concursul de frumusețe la cai, să vă pregătiți, o repet, aplaudați și vă curța, da, pentru concursul frumos la cai, vă pregătiți la intrare. Îți face câte o tură cu căluții. Și ultima văcuță, Aline, de bună. Văcuța cu numărul 3, proprietar tot drumul Barodin, vă rog frumos aplauze. Dacă vă place, dacă nu. Noi nu plătim aplauze, pentru nici azi. Asta e mai cumită, ce vede, mai educată. Mai faine o jurică în două picioare. Avem o spate și un ajutor. Sperăm să continue tradiția. Cristi, cum e cu vițelul? Îl dă la locul întâi? Așa auzi, că îl dă la locul întâi. Premiu. Da. Care o luați cu locul? Rovin? Rovin o luați. Și a fost al treilea an. Înainte la ăștia doi, cred. Da? Cred.
În primul rând aș vrea să vă spun Mulțumesc, băiete! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Uite acolo Uge. Da. Doi. Uite frumoasă. Uite frumoasă pe picioare cum stă. Ia uite-te. Hai, e adevărat. Ești hai ce spui. Da. Cam cât la te credeți că de lucru care are cel mai bun la toate roacă, este motivul principal pentru că da, 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 uitați aici marele premiu, băieți. În 2023, e Uge, uitați-vă la ea. Ia ce frumos e. Să se scurte, potrivite, bineorientate. Frumos. Da, tare, domnul. Să vede că va fi bună de dată. Cine vine? Adelea. Să o stăpânească sănătos, să se bucure de ea, să crească și vițelușa asta frumoasă, să fie cel puțin la nivel în vacii pe care o câștigată de fapt. Tinele, băiete! Vedeți că e o vițelușă frumoasă, frumoasă bălțată. Ce-i vostra la vacă? Vaca sau vițelă? Nu? Ia, întreabă-l cam câte litri te dă. Cum am gândit să facă o vacă așa frumoasă? Nu, da, ai pus pe aproape, bravo. Frumoasă, frumoasă văcuță. Îi bălțată românească ea, bălțată de asta, de-a noastră, originală, nu? Pierzător. Unde locuiești? În Măgură locuiești? Te felicităm. Dumneavoastră ați ales prin aplauze la... Mulțumim frumos. Vițelușul, voi l-ați câștigat. Da, să aveți noroc de el. În fotbal, locul 2 nu contează. Cheamă-l și pe... Strigă-l, dar strigă-l tu.
Șefule! Domnul copălărie! Hai dați-o bine în față! Tinerii, ați câștigat și dumneavoastră, felicităm sponsorii, felicităm organizatorii. Domnul copălărie de paie! E primar? Nu-i primar, mă, primar. Anul viitor, ne așteptăm mai mulți să vină. Ce păstrare, vițeaua? Sau vițelul, sau ce? Vițea, vițea. Vițea. Haideți un pic mai în față. Da. O zic, dacă să nu, nu vrea să vină. Stai așa. E, da, stai. Dar de ce? De ce nu vrea să vină? Explică-mi. Fă un timid un pic, te rog. Așa și? Și? Cred că mama era vaca din față. Și acum pot să beau ube. Sănătate. Cristi, doamne, sănătate, mulțumesc de plăcintă. Stai să pregătească, vom intra pe rând fiecare, o să-i anunțăm numele calului, face o tură, după care intră celălalt, la fel comisia formată din sponsor și din domnii ingineri vor hotărâi care este cel mai frumos cal sau iapă, de bine încă nu știm. Iar spre sfârșitul concursului de frumusețe să anunțăm și doritorii pentru concursul de tracțiune să vină să se înscrie și să facem tragerea la cei care doresc e stresată, nu-i? Cei care doresc să-și prezinte